Salutare, sunt Nicolae Onțu de la One IT și în acest video vă prezentăm cât este de simplu ca să soliciți și să primești oferte pentru partea de digitalizare, pentru pachetele de digitalizare care sunt necesare în cadrul proiectelor de finanțare nerambursabilă, digitalizare IMM. Intri pe pagina One IT, oneit.ro, iar sub bannere ai un buton cu pachete digitalizare, cere ofertă instant. Apăsăm pe acest buton și ne duce la o pagină dedicată pentru partea de pachete de digitalizare cu exemple în cadrul programelor de digitalizare IMM. Aici sunt câteva exemple și câteva detalii despre cheltuielile eligibile și ce puteți să puneți în cadrul acestor proiecte de finanțare nerambursabilă. Înainte să mergem mai departe, un lucru foarte important. Noi la One IT nu ne ocupăm de scrierea de proiecte pe fonduri europene. Noi ne ocupăm doar ce ține de partea de IT, de partea de analiză IT, de partea de identificare soluție potrivită pentru fiecare business, de implementare de soluție IT. Doar de acest lucru ne ocupăm noi la One IT. Partea de scriere de proiecte pe fonduri europene se ocupă consultanții de fonduri europene, de firme specializate pe acest lucru. Dacă doriți să scrieți un proiect, vă recomandăm să luați legătura cu aceste firme specializate. Să revenim. Aici vă prezentăm cum puteți să solicitați un pachet de digitalizare și să primiți practic o ofertă instant. Încă o precizare, legat de partea de criterii digitale. Aici în dreapta, pe ecran, aveți aceste criterii digitale, aveți un articol legat de aceste criterii de digitalizare, criterii DESI. Pentru a viziona articolul, puteți să intrați pe descrierea acestui video și să dați click în linkul din descrierea acestui video. Practic, sunt 12 criterii de digitalizare și în cadrul proiectelor nerambursabile trebuie respectate minim 6 criterii. 6 criterii trebuie respectate. Să vă exemplificăm cum solicitați această ofertă care îndeplinește criteriile DESI. Pe linkul care l-am deschis de pe pagina One IT, solicit cerere de ofertă instant. Aici am un formular de cerere ofertă în care va trebui să completăm cuiul societății, denumirea societății, numele, adresa de e-mail și telefonul. Iar aici sunt prezentate 3 pachete exemplificate cu care sunt conforme cu aceste criterii DESI. Un prim pachet de digitalizare, un pachet la 19.140 de lei, un pachet care include laptop multifuncțional, soft CRM, server virtual, soft de stocare în cloud, produse și soluții IT care sunt eligibile din punct de vedere DESI. Dacă bifăm acest pachet de digitalizare, o să vedem că în dreapta jos ne apare suma acestui pachet, suma pe care noi o să o avem inclusă în ofertă. Mai avem încă un pachet de digitalizare mai complex, cu mai multe bucăți pe partea de laptop. Mai avem partea de sistem de securitate cibernetică, soft CRM, server virtual. Avem inclusiv partea de shop online inclusă în acest proiect. Și mai avem un pachet digitalizare 3, care este dedicat pentru o firmă, pentru un SRL cu 5 membri în echipă. Este un pachet în valoare de 30.000 de lei, la nivelul maxim de finanțare, și care include laptopuri de ultimă generație de la vendori, de la producători de renume internațional, soft CRM, servicii cloud, e-shop, implementare, include și un soft cu inteligență artificială, soft de digitalizare documente și alte câteva detalii. Pentru detalii mai complexe, puteți să verificați linkul din descrierea acestui video sau puteți să dați click aici pentru a vedea detaliile complexe ale pachetului. Ce mai puteți să faceți? Ce se mai poate face în acest formular este să creați un pachet personalizat, să alegeți efectiv produse și soluții potrivite pentru businessul tău.
Aici am pus câteva soluții și software, soluții IT, care sunt cele mai cerute de la clienții noștri. Noi avem mult mai multe, nu am putut să le includem chiar pe toate în acest formular. Dacă doriți mai multe sau altceva care nu este inclus în acest formular, ne dați un mesaj pe adresa noastră de contact sau un repli sau un comentariu la acest video și vă dăm efectiv soluția de care aveți nevoie. Bun. Creăm un pachet personalizat pentru nevoi și mare atenție, un pachet personalizat care corespunde din punct de vedere DESI. Primul criteriu DESI este întreprinderile să aibă mai mult de 50% dintre persoanele angajate să aibă acces la calculatoare conectate la internet. Ce înseamnă acest lucru? Adică efectiv în solicitarea de ofertă, dacă să zicem că iau 4 membri în echipă, trebuie să solicit minim 2 echipamente să le includ în cadrul proiectului. Să zicem că includem cel puțin 3, ca să fim minim 50%. Să zicem că includem un laptop Apple, un laptop Lenovo și un laptop Dell. Bun. Mergem mai departe. Punctul numărul 2 este utilizarea unui soft, unui pachet ERP pentru a partaja informații în diferite zone comerciale sau diferite zone pe care noi le sau diferite zone din businessul nostru. Pentru asta mergem la software. Aici avem pachet soft ERP, gestiune, producție, facturare, raportări. Este un soft cu o licență pentru 2 useri. Dacă doriți ceva mod special sau ceva personalizat pentru businessul vostru, din nou un mesaj către contact OneIT sau lăsați un comentariu la acest video. Aici includem o licență pentru 2 useri. Mergem la punctul 3, viteză maximă de download de internet de minim 30 de megabits per second. Această viteză este până la urmă dată de către providerul de internet, dar un aspect aici. S-ar putea de multe ori în businessurile noastre să avem viteză foarte mare la internet, însă s-ar putea routerul sau ce avem în zona de unde intră internetul să nu ducă această viteză. Și pentru asta noi vă recomandăm să includeți în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă inclusiv partea de router și partea de gestionare de rețea, să zic așa. Iar aici avem câteva sugestii și putem să punem aici, în acest exemplu, un router Wi-Fi 6 cu viteză de download de minim 600 de megabytes per second. Îl includem și acesta. Mergem la punctul numărul 4. Avem vânzări online să reprezinte mai mult de 1% din cifra totală de afaceri. Pentru asta trebuie să includem partea de shop online. Și aici avem în cadrul ofertelor pe care noi le propunem, noi propunem magazine online de la Gomag. Gomag este partenerul nostru pe partea de shop online, este cea mai mare platformă de e-commerce din România și putem să propunem mai multe variante de la ei direct bugetate în cadrul ofertelor, în cadrul proiectelor de digitalizare IMM. Bun, partea de IoT. Aici nu avem o ofertă pe partea de IoT pentru că efectiv trebuie analizat fluxul tehnologic și unde acei senzori IoT pot să intervină și să dea date relevante pentru business. Așa, partea de utilizare de rețele sociale. Acesta este un punct care va trebui aici să discutați cu consultantul vostru și să vedeți cum puteți să demonstrați acest lucru în cadrul proiectelor și cum se poate bifa. Utilizarea de sistem CRM. Noi avem aici o aplicație de gestionare de relații cu clienții, un sistem CRM. La fel, este o licență, un pachet basic pentru un user și cu un spațiu de stocare de 5 GB. Dacă se doresc mai mulți user, se poate efectiv
multiplica numărul acestora de aici de la numărul de bucăți. Am să las pentru 2 user în momentul actual. Punctul numărul 8. Cumpărarea de servicii de cloud computing sofisticate sau intermediare. Aici acest criteriu DESI se referă să folosim resurse partajate, resurse de fapt închiriate de cloud computing. Pentru aceasta, noi pe partea de cloud computing am ofertat câteva variante aici, le aveți descrise aici în ofertă și putem să bifăm acest server virtual de tip infrastructură ca și serviciu. Un server virtual pe care noi l-am bugetat la o variantă minimă și structura lui este de 3 nuclee, spațiu de 80 de GB SSD și RAM de 4 GB. Dacă se dorește un pachet mai sus sau alt pachet, se poate să urcați la un alt pachet care este descris aici, să-i efectiv ne dați un mesaj și în funcție de necesitățile pe care le aveți în firmă, și noi putem să vă oferim concret serverul virtual sau resursele de care aveți nevoie. Mergem mai departe, utilizarea de tehnologie AI. Aici sunt mai multe softuri și mai multe soluții care se potrivesc în business. A fost foarte greu pentru noi să includem ceva aici în acest tool de ofertare. Dacă doriți într-adevăr soluții pe partea de AI, ar trebui să discutăm, să facem acea analiză IT, să vedem ce fel de soluție se potrivește în business-ul vostru. Ce soluție de automatizare, de robosoftware, sunt multe lucruri care efectiv se pot implementa în fiecare business. Aici noi am inclus pe partea aceasta de inteligență artificială, de soft cu inteligență artificială, un soft de marketing all-in-one cu copywriter cu inteligență artificială. Este un soft de marketing care te ajută în automatizarea de postări pe rețelele sociale. Este o licență inclusă pentru 20 de profile sociale. Această licență are incluse 500 de idei de copywriting generate cu inteligență artificială. Undeva în jur de 50.000 de cuvinte generate. Licența este pentru o echipă de 5 membri pentru 60 de luni de utilizare. Este direct inclusă în acest pachet. Bun, bifăm și aceasta, am bifat-o. Punctul numărul 10, cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet. Aici pot să fie pachetele de stocare online. Aici este eligibil, de exemplu, pachetul Microsoft OneDrive, de la un tera în sus, în funcție de necesități. Noi vă oferim, pe lângă aceasta, și licență de Teams, inclus în acest buget, în această bugetare. Bifăm și acest lucru, o licență inclusă, la fel se poate multiplica în funcție de numărul de user. Am pus aici 2 useri. Punctul numărul 11, vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări. Aici am pus deja magazin online e-commerce. Aici vă rog să luați legătura cu acel consultant al vostru care efectiv vă face acea justificare în cadrul proiectului de ce este nevoie shop online sau ce se poate face. Iar la punctul numărul 12, utilizarea a 2 sau mai multe rețele sociale. Aici, din câte știu, merge doar un punct sau numărul 6 sau numărul 12. Dar, repet, din nou luați legătura cu consultantul vostru, cel care se ocupă de proiect, consultantul pe fonduri europene. Bun, îi dăm trimitere, trebuie să completăm datele companiei. Să zicem că completăm datele companiei OneIT. Bun, bifăm consimțământul GDPR ca să putem primi oferta pe e-mail și dăm solicitare de ofertă. Așa, vă rugăm să verificați tot timpul și folderul spam în cazul în care nu ați primit oferta. Bun, și acum ca să verificăm oferta, verificăm în e-mail.
Da. Și am primit oferta. Deschidem oferta. Și aceasta este oferta pregătită pentru digitalizare. Ofertă pregătită care poate să fie depusă în dosarul pentru finanțarea nerambursabilă. Aici sunt toate soluțiile IT ofertate, toate soluțiile care sunt perfect compatibile din punct de vedere DESI. Deci această ofertă obține cel puțin 6 puncte DESI, ceea ce o să fie calificată din start pentru finanțarea nerambursabilă din cadrul proiectelor de digitalizare IMM. Deci aici puteți să intrați pe această pagină pentru pachetele de digitalizare IMM și puteți să cereți această ofertă instant. Și dacă doriți ceva care nu este inclus în acest pachet de digitalizare, în aceste pachete sugerate de noi, reveniți cu info către noi, reveniți cu mesaj și vă ajutăm cu cea mai mare plăcere. Puteți să vă ajutăm și pe partea de analiză IT, pe partea de justificare, pe partea de flow de acțiune, ceea ce sunt necesare în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Urmează și alte informații pe acest canal YouTube legat de partea de digitalizare, legat de partea de optimizare business cu ajutorul tehnologiei. Abonați-vă la acest canal, activați notificările ca să aflați prima dată când apar noutăți aici. O zi bună și spor în activitate, spor în digitalizare. Numai bine!